la început de drum. Contează foarte mult oamenii cu care te sfătuiești. Că bănesc că nu mulți, toți aveți o firmă cu care să vorbiți de consultanță. Vorbiți cu prieteni. E bine să vorbiți cu prietenii care sunt pozitivi, unul la mine. Contează foarte mult asta. Trebuie să ai și curajul de a delega. Un an și ceva, cred că am lucrat personal, zi de zi, când era un transport, o mutare, să fiu eu acolo. Mi-era frică să nu greșească, să nu se întâmple ceva, să nu te cadă masa, să nu... Adică este foarte important să fii la început lângă angajați, să le impui un regulament, să le explici ce se vrea cu clientul, cum se vrea cu clientul, dacă trebuie să vrea cu clientul, dacă trebuie să grăbească. Dar este foarte important să aveți un mare ajutor. Să căutați în online, să întrebați pe cei care cunoști și cei care sunt afirmativi, care vă spun afirmativ, să nu... Dacă vin să vreau să vând mere, toată lumea râde. Mergi. Te gândești la piață și vând mere și câștigi 3 lei. Dacă te gândești la nivel de business, în merele acelea poți să faci o fermă foarte mare de mere. O livadă foarte mare de mere. Dar, ușor, ușor trebuie să crești. Nu vin mere acum la o firmă care consumă tone de mere pe lună. Care face oțet, care face băutură și așa mai sus.